discuție. Vă înțeleg. Da, nu se poate după un efort de acesta așa destul de intens. A fost vorba deja calculul sumei și este o sumă foarte frumoasă. Iată, dacă n-am fi avut numere complexe sub formă trigonometrică, nu puteam calcula suma asta, deci era imposibil. Vedeți, te duci deodată la un exercițiu frumos, după ce la început mă obișnuiște și cu exercițiile acelea simpluți și azi, ia să vină pe mine și tare și să vedem care e reacția profesorului. Da, există deosebit de frumos. Merită să facem o discuție și să vedem ce anume putem reține. Care au fost momentele importante. Aș vrea, Vlad, să le treci pe listă. Unde ți-a plăcut în mod deosebit suma asta? Prima idee contează de mai mult atunci când... Așa luăm de la început, da. Chiar de la prima chestie. Primul moment care... Când am mulțit cu încă un de... Eu zic chiar de la notație. Păi da, și notați. Deci am notat, așa da. Este, calculul cursiv pe radical din 2. Altfel îi iau. Și a fost vorba de suma... Da. S egal cu Z. Deci momentul 1, chiar vă rog să mă notați. Momentul 1. Momentul 1. Notăm Z egal cu 1 plus I pe radical din 2. Z egal cu 1 plus I pe radical din 2. Și ies devine. Ies devine. Ce? Ies egal cu Z la 0 plus Z la 1 plus Z la 2 plus puncte plus Z la 2 în minus 1. Asta o devine Z. Momentul 2. Calculul sumei. Da. Hai să zicem. Calculul sumei. Acolada și aici descriem în câteva subpuncte calculul sumei. Am înmulțit ambii membri cu Z. Apoi înlocuim suma inițială în a doua sumă. Am adunat, deci am înlocuit ambii cu Z. Am adunat un 1 în ambii membri ca să facem suma. Da. Apoi înlocuim suma. Și așa. Și egalitatea devine 1 plus S or Z, parcă era, da. 1 plus S or Z egal cu S plus Z la 2 în 2. Z la 2. Așa devine suma. De unde a rezultat că S egal cu Z la 2N minus 1 supra Z minus 1, dacă așa a fost suma găsită. Da. Momentul al treilea. Revenim la substituție. Adică notăm pe Z, revenim la substituții, Z egal cu, dar cu Z sub formă trigonometrică. Revenim la substituții cu Z egal cu A plus B. Hai că nu am. Cum l-am notat? Cos de pi pe 4 plus sin de pi pe 4. Că trigonometric l-am dus. Da. Dar de ce n-am dus trigonometric, întrebarea asta? Că altfel nu puteam. Zicăm la puterea 2, nu știu. Deci, foarte important, am revenit din forma algebrică, din forma trigonometrică și ne-am dus frumos la calcul și, surpriză, S egal cu, vă amintiți, S egal cu, parcă, 1 minus cosinus de N pe 4, foarte important acolo. Dar la momentul al 4-lea acolo, notați. Transformarea sinusului cosinus. Nu, nu, nu. Deocamdată suma devine după la momentul 4, suma devine este egal cu 1 minus cosinus de n pi pe 2 minus i sinus de n pi pe 2. Așa? Da. Supra 1 minus cosinus de pi pe 4 1 minus cos de pi pe 4 minus i sinus de pi pe 4. Și acum e momentul când îl transformăm în număr complex trigonometric și apelăm la formula pe care sublinez 1 minus cosinus de alfa, 1 minus, la momentul acesta, 5, hai să zicem, 1 minus cos de alfa face 2 sin pătrat de jumătate,
2 sin pătrat de... cosec pas pe 2. Da? 2, 2 sin pătrat de jumătate. Deci 1 minus cosinus de alfa, 2 sin pătrat de alfa pe 2. Da. 2 sin pătrat de alfa pe 2, da. Și astfel ajungem la momentul 6, raportul a două... Nu, la momentul 6 ajungem acolo când mulțim cu x și sus și jos. Deci s va fi egal cu la 6. S egal cu cât era acolo sinus de m pi pe 4 supra sin de pi pe 8 mulțit cu linii fracției. Sin de 2 pi pe 4 is sau sin de m pi pe 4 minus i cos de m pi pe 4. Așa, acolo. Supra sin de n pi pe 4 minus i cos de n pi pe 4 supra sin de pi pe 4, pe 4 minus cos de pi pe 8 minus cos de pi pe 8. I cos de și aici e momentul când mulțim cu i și sus și jos. Da. Ca să-l aranjăm, da? Se mulțește cu i și numărătorul și numitorul pentru ca ele să devină numere sub formă trigonometrică. Da. Complexe sub formă trigonometrică. Și acum se operează în calcul, operații cu numere complexe sub formă trigonometrică. Deci au fost câteva chestiuni foarte frumoase, tare de tot. Sigur, rămâne o amintire plăcută, așa, după efortul ăsta făcut în fața unui astfel de ghiștiu. Dar să știți un lucru, că dacă noi aveam răbdare să scriem pe fiecare sub formă trigonometrică, pe unul plus i la... Hai să ne întoarcem la prezent și minunii iese. Hai că e fain. Da? Salut! Nici eu, sunt în lecții, mă bucur că ți-am auzit. E bine, bine, bun, salut! Hai să scriem pe z ăsta, l-am zis, cos de pi pe 4. Deci suma devine așa. Cos de pi pe 4 plus i sinus de pi pe 4 la puterea 0 e unul acela care era, da? Plus cos de pi pe 4 plus i sinus de pi pe 4 la puterea 1 plus cos de pi pe 4 plus i sinus de pi pe 4 la a doua plus mai departe plus puncte plus cosinus de cât? Cosinus de pi pe 4 plus i sinus de pi supra 4 totul la puterea 2n minus 1. Nu așa? Da. Egal cu. Dar fiind scrisă sub formă trigonometrică, eu știu să mă descurc aici. Știu să ridic la putere. Da. Deci voi pune egal mai departe. Hai să zic 1, ne întoarcem, scriem tot 1. Plus cos de pi pe 4 plus i sinus de pi pe 4 plus cosinus de 2 ori pi pe 4 plus i sinus de 2 ori pi pe 4. Știți de ce? Că așa se dică la putere, se multiplică. Modulul e 1 tot timpul și 1 la a doua, 1 la a treia, nu mai are rost să scrii. Și cum se dică la puterea? Se multiplică unghiul, da? Plus, hai să scrii și pe următorul, cosinus de 3 ori pi pe 4 plus i sinus de 3 ori pi pe 4. Plus să mai departe, plus puncte, puncte, plus. În sfârșit, cosinus de n pi nu de n, decât de 2n minus 1. 2n minus 1 ori pi pe 4 plus i sinus de 2n minus 1 ori pi pe 4. E gata. Tu ai simplificat de 4. Poți să simplific 2 cu pi pe 4 pe acolo, dar lasă așa deocamdată. Și acum pot să-l organizez pe ăsta ca un număr complex. Adică ce e cu partea reală să fie într-un membru și e cu partea imaginară în partea, în
partea a doua, să fii da. Exact cum se scrie o numără. Egal mai departe cu 1, plus cos de pi pe 4, plus cosinus de 2 ori pi pe 4, plus cosinus de 3 ori pi pe 4, plus cosinus de 4 ori pi pe 4, plus mai departe plus puncte, puncte, plus cosinus de 2n minus 1 ori pi pe 4, plus i pe lângă. I pe lângă. Sinus de pi pe 4, plus sinus de 2 pi pe 4, plus sinus de 3 pi pe 4, plus și mai departe, plus puncte, puncte, plus sinus de cât? 2n minus 1 ori pi pe 4. Așadar, iată că suma am calculat-o și într-un alt mod, deci într-un alt mod, și mi-a dat un număr complex. Dar numărul ăsta complex are partea reală asta și o parte imaginară asta. Egal cu numărul complex de data trecută. Ia să vedem, să scriem chestia asta. Deci în momentul de față ne permite să spunem așa. Că yes, suma care am avut-o de calculat. Yes, este așa scrisă. 1 plus cos de pi pe 4 plus cos de 2 ori pi pe 4 plus cosinus de 3 ori pi pe 4 plus mai departe plus puncte puncte plus cosinus de 2n minus 1 ori pi pe 4 plus i pe lângă, sinus de cât? Sinus de pi pe 4 plus sinus de 2 ori pi pe 4 plus puncte puncte și mai departe plus sinus de 2n minus 1 ori pi pe 4. Așa arată ies. Pe de altă parte, ies arată așa. E vorba de același ies. Înseamnă că egalitate între astea două. Dar pot să mulțesc pe ăsta cu ăsta și ăsta să pun aici. Deci eu pot să spun că suma ies este, după ce desfac paranteza, vine ăsta aici și mulțit în continuare aici, la partea imaginară, cu sinus de. Așa mă desface eu, nu? Da. Mulțește unul și partea reală și partea reală. Sinus de n pi supra 4 și supra sinus de pi supra 8. Iată când două numere complexe sunt egale. Când două numere complexe sunt egale. Când au aceleași argumente. Când au aceeași parte reală. A, dacă vrei să formă trigonometrică, să aibă același modul și același unghi. Dar, sub forma algebrică, două numere complexe sunt egale, când partea reală e egal cu partea reală și imaginarea cu imaginarea. Deci, în clipa de față, partea reală la prima, la varianta de aici, cât e partea reală? Toată suma asta de aici, până aici. Partea reală cât este? Asta de aici. Imaginarea care este? Partea de aici. Și partea imaginarii asta de aici. Înseamnă că putem face egalitate. Deci, fiind vorba de același ies, pot să spun că 1 plus cosinus de pi supra 4 plus cosinus de 2 ori pi pe 4 plus cosinus de 3 ori pi pe 4 plus mai departe plus cosinus de 2n minus 1 ori pi pe 4 este egal cu partea de aici, sinus de n ori pi supra 4 supra sinus de pi pe 8
ori cosinus de pi pe lângă 2n minus 1 supra 8. Asta este la prima, deci prima egalitate. Și cea de-a doua egalitate ar fi care tot ce e pe lângă i de aici egal cu ce e pe lângă i din partea cealaltă. Adică sinus de pi pe 4 plus sinus de 2 ori pi pe 4 plus puncti puncti plus sinus de 2 pe lângă n minus 1 ori pi pe 4 2n minus 1, pardon, 2n minus 1 ori pi pe 4 este egal cu sinus de pi pe lângă 2n minus 1 supra 4 ori supra 8, corect, cu 8, corect, cu 8, cu 8, ori sinus de n pi supra 4 supra sinus de pi supra 8. Iată, am găsit două egalități foarte tare. Deci dacă ni s-ar fi cerut să se arate că 1 plus cos de pi pe 4 plus cos de 2 ori pi pe 4 cos de 3 pi pe 4 plus cos de 4 cos de 2 n minus 1 pi pe 4 egal cu așa ceva. Și asta e egal cu așa ceva. Deci dacă autorul ne propunea să calculăm aceste două sume, credeți-mă că am fi avut o treabă foarte dificilă. Am fi trebuit să zicem că plecăm de la suma asta, 1 plus i radical de pi, să scriem sub formă, în două variante, odată notând cu Z și ajungând la rezultatul ăsta, și altă dată, mergând și făcând calculul efectiv cu numere complexe, forme trigonometrice și aveam desfășurat așa și trebuia să ajungem la reprezentarea lui. Sunt două variante. O dată așa, munca care am desfășurat-o, o dată în varianta și egalitatea sor două presupune partea reală cu partea reală și imaginar cu imaginar. Și atunci s-au găsit aceste rezultate. Da? Deci, dacă vreți să vă jucați, puteți să cereți colegilor voștri să se calculeze sumele acestea. Da? Cos de pi. Și ca să mai ascunde și mai mult, pe cos de pi pe 4, zice, radicat din 2 pe 2 și adunat cu 1 ăsta. Și, practic, cât din 1 plus radical din 2 pe 2 face 2, 2 plus radical din 2 2 plus radical din 2 pe 2, da. Nu? Și ca să dispară, unul plus cos de pi pe 4, să nu îl ducă mintea foarte repede acolo. Cos de pi pe 4 se simplifică 2 cu 4 și face cos de pi pe 2. Cât este cos de pi pe 2 la 90? E 0. Și ăsta îl scoateți. Da. Îl scoateți și începe așa suma. Suma începe 2 plus radical de 2 pe 2, plus cos de 3 pi pe 4, plus cos de așa mai departe. De norocind. Da? Egal până așa, e egal cu așa ceva. Și în condițiile astea, vă dați seama că este în ceață complet, pentru că partea asta o vede, 2 plus radical de 2 pe 2 o vede, și de acolo înainte nu mai vede nimic. Și că el trebuie să începe cos, cos, plus cos, plus cos, plus cos, adică niște numere plus cos, așa, egal cu așa, cu sinus și cos, e crimă. Da, e crimă. Și la fel, în partea asta, dacă mai mișcați ceva aici, sin de pi pe 2 face 1, și iarăși vine partea asta cât vine. Radical din 2 plus radical din 2 pe 2. Da. E 1 aici și începe tot așa și de urmă de acolo cu 3 pi pe 4, 4, 5 pi și așa mai departe. Ei, într-o astfel de calcul apare o sumă destul de ciudată, destul de interesantă. Eu aș vrea să o transformăm chiar, să vedem cu numere cum apare ea. Minus radical de 2 pe 2 plus radical de 2 pe 2, nu știu ce acolo, 1 minus 0 sau știu ce. Este o sumă superbă. Dacă o materializați, pentru că ea 3 pi pe 4 rămâne în 3 pi pe 4, de 3 ori pi 4, 5 de grade, este un unghi în cadranul 2, cosinusul de 3 pi pe 4 este minus radical 2 pe 2. Deci, după ce scrii 2 plus radical 2 pe 2, vine minus radical din 2 pe 2 la cosinus de 4 pi pe 4, cos de pi,
face minus 1. Da? Deci, fiindcă aveți posibilitatea să măturați, este un multiplu de 8. Practic, după ce de 8 ori pi pe 4 se închide un... se închide... se face o rotație completă, e un 2 pi. Și ce arată... muncim un pic să o vedem numeric. Adică mă traducem cosinusurile și sinusurile unghiilor respective în valori concrete. Și cum arată suma aceea, să se arate că și ea va fi așa ceva. Da? Va fi foarte tare ești. Iar să găsească răspunsul ăsta, îl depărtezi. Deci cu cât te duci cu reprezentarea numerii și dai egal cu așa ceva să fie, sau spun să calculezi suma aceea, rămânând ca el să ajungă acolo. Da. Deci vedeți, numere complexe sub formă trigonometrică au o importanță foarte, foarte mare. Vreau să vă spun că mi se cere de foarte multe ori de către studenți. În momentul în care am făcut volumul ăsta cu numere complexe sub formă trigonometrică, sau volumul numere complexe, în care am vorbit și algebric și trigonometric, faptul că există o legătură perfectă între numere complexe și vectorii, ați văzut la versori, cu versori, cu I și J, puncte în plan, foarte multe fenomene practice. Studenți pe la tehnică, pe la, mă rog, acolo de compus forțe, de făcut tot felul de lucruri, au nevoie de aparatul matematic și au nevoie de capitolul numere complexe în formă trigonometrică. Și atunci mi-a cerut și mi-a zis, domn profesor, dorim să ne faceți un... îi spunea un individ să le facă numere complexe. Se întâmplă foarte des așa. Ei se trezesc ajungând la o facultate, n-au aparatul matematic, iar profesorii de la specialitățile respective știi, își fac cursul. Îi pun pe tablă demonstrații și tot ce înseamnă și ei nu înțeleg nimic. Deci sunt într-o panică totală, totală în momentul de față. M-a sunat chiar ieri cineva, un student, și îmi spunea, zice, uitați, am era electronic, electrotehnic, pasă electronic, nu mai rețin exact. Și spune, uitați, am examenul acum, era în anul întâi, și am uitat pe blogul meu, explicați foarte bine, dar am căutat în tot blogul, în toate lecțiile acelea, și n-am găsit nimic despre întrebarea serii Taylor, în sfârșit, acolo dezvoltării, niște lucruri care trebuiau acolo. Și am spus, uite, ecuații diferențiale. Și am spus, știu, te înțeleg. Dar tu n-ai baza la școală, de la liceu. Nu înțeleg nimic, domn profesor, pur și simplu. Vine examenul și eu nu înțeleg nimic. Am fost la curs zi de zi, dar am desenat de pe tablă. N-am înțeles nimic. Și am spus, uite, ia-ți și fă-ți materia de liceu. Nu știi să derivezi, nu știi calcul integral. N-ai cum să faci cu azi diferențiale. Și tuturor celor care mai dau peste mine și așa, recomand, înainte de a putea să apuce de materia de facultate, să înțeleagă cursul, trebuie să înțeleagă foarte bine materia de liceu. Sunt capitole întregi pe care ei nu le-au înțeles. Vă închipuiți, iată-vă pe voi acum care parcurgeți, sedeți în clasa 10 acum și dacă n-aveți calcul algebric, ca la a doua, a la a treia minus B la a treia, a la a patra minus B la a patra, nu știi formulele acelea, n-ai cum. Deci te lovești la fiecare etapă de noțiune din urmă. Mă întreba Alex mai devreme, înainte de a începe lecția, că la anul ai auzit că se face analiza matematică. Și ce înseamnă analiza matematică și ce înseamnă limite? Parcă aș mai întreba, da? E bine, îți răspund. Nimic nu vei putea înțelege și oricare dintre voi se va afla în situația aceea de anul următor, nu vor înțelege nimic dacă nu au toată materia din urmă. Astăzi Vlad a venit cu chestia asta, cu numere complexe. S-au făcut la clasă, dar dacă s-au făcut memorând niște formule fără să înțelegi nimic despre ele, vine foarte greu. Care ar fi esența în clipa asta? Poate o să punctez și mâine seară mai clar. Eu n-am știut de unde să vă iau. Am avut impresia că voi aveți câteva lucruri de bază.
dar mi-am dat seama pe parcurs că nu aveți. Deci, numerele complexe sunt prezentate în două variante. Algebric și trigonometric. De ce și una și alta? Păi, forma algebrică e costisitoare în timp și e foarte greu să ridici la o putere și așa mai departe, să faci operațiile celea. Pentru că forma trigonometrică e la îndemână. Ca să faci mulțirea a două numere complexe, sub forma algebrică, trebuie să înmulțești parantezele acolo. Dar sub formă trigonometrică înseamnă modulii, înmulțești și adun unghiurile. Foarte simplu. Dar ca să împarți două numere complexe, la învățit, sub formă algebrică, trebuie să înmulțești conjugata numitorului ca să scap de împărțirea, de numărul trigonometric de jos, de la numitor. Pe când, sub formă trigonometrică, faci raportul celor două moduli și scazi argumentele. Aici putem face interpretare geometrică. Este un domeniu fascinant cu numere complexe. Iată un coleg de-al vostru din Râmnic m-a sunat zile trecut și mi-a spus să se arate că trei puncte A, B, C sunt coliniare, dacă și mai dacă argumentul, nu știu ce, din Z 3 minus Z1 spate Z2 minus Z1, cu notasele acolo, este un număr real. Problemă foarte tare. Și o aplicație din colinearitate. Vă amintiți, în clasa a șaptea s-au făcut probleme de cele colinearitate. Să arate că trei puncte sunt colineare. Mă rog, erau tot fel de strategie acolo. Iată că acum, la nivelul clasei a zecea, cu numere complexe se poate dovedi că trei puncte sunt colineare. Într-un alt limbaj. Da, am spus toate acestea pentru că merită matematica înțeleasă cu totul și cu totul altfel, nu un set de formule, că ați obosit memorând și uitând. Chiar și pentru uitare trebuie să depun efort, nu? Deci ați obosit memorând și uitând. Ați constatat ineficiența completă a matematicii sub formă asta. Rămânând pentru voi semnul de întrebare foarte clar. Pentru ce atâta efort? La cine ajută? Ai spus foarte bine la cine ajută. Știți, o elev de clasa a 12 și m-a întrebat așa la un moment dat. Domnul profesor, dacă eu învăț integrala asta, acum, iau punea mai ieftină? Foarte clar, foarte tare întrebarea, foarte exact. Și atunci mi-am dat seama că ea a ajuns în clasa a 12 și n-a înțeles utilitatea informaticii, utilitatea matematicii. Deci matematica nu numai un instrument de a dezvolta gândirea și de a fi nu știu ce, ci ca aparat de lucru pentru alte discipline. Deci ca să desfaci o piuliță la un șurub, îți trebuie cheie. Nu poți face cu degetele tot timpul să desfaci. Nu. Îți trebuie cheie. Iar matematica este cheia cu care sau de care te folosești pentru a desface piulița. Pentru a aborda un alt domeniu. Mă gândeam, veneam în avion acum când am traversat Atlanticul 10 ore cât au durat acolo, mă gândeam, zic, era un Boeing de ăsta, mă rog, de capacitate mare, și mă gândeam, zic, câtă matematică este aici? Doamne, câtă matematică! Ca fiecare detaliu, vă dați seama, fiecare probleme de rezistență și mai departe, foarte multe lucruri. Matematică multă, imensă, fără ea nu s-ar fi putut ajunge niciodată la nivelul acesta care s-a dus știința. Deci, mai ales științele tehnice nu pot avansa fără instrumentul matematic. Am mai spus eu în liceu, am făcut un liceu la Podul Turcu aici, un liceu foarte slab, cel mai slab din liceu din județ, dar am avut tot timpul preocuparea să înțeleg lucrurile așa. Profesorul nu mi le preda la nivelul care să fie accesibile. El avea o singură problemă. Nu știa cum să scape din mine. El, dacă vă spun ce puteam face. Deci, nu ieșea nici să-și cumpere o pâine, pentru că de teamă să nu se lasă să-mi găsească mine, că eu îmi plecam pe stradă, dacă ceva nu mi-eșea, o problemă nu mi-eșea, ieșeam pe stradă și l-așteptam la toate porțiurile. De acolo, până când îl prindeam. Și atunci el, de teamă, nu ieșea pe stradă. Nu vă mint, nu vă mint.
Deci atât de era de stresat, când ne-am găsit după aceea, când profesor am devenit, am găsit cu el și stăteam de vorbă și zice, băi, am zis că nu-ți mai termin cei 4 ani. Ce mi-ai făcut? M-ai torturat, pur și simplu. M-ai terorizat cu stilul tău, așa. Numai dacă te bați, dacă vrei, poți. Chiar și în condiții foarte vitrece. Chiar și la un nivel de liceu Podul Turcului. Se poate. Dar trebuie să vrei tu, în primul rând tu. N-am avut nicio oră de meditație, nu știu ce înseamnă chestia asta, nimic. Singura mea soluție a fost manualul, pe care îl luam și de stânga și îl citeam de jos în sus, de sus în jos pagina. Adică căutam să văd ce se ascunde de desubt, care este secretul, ce vrea să fie formula aceea. Nu mă lăsam să iau așa formulele, să le înghit așa mecanic. Nu m-am bazat niciodată în memoria mecanică, nu mi-a folosit. Și asta, deductivă, logică, din aproape în aproape. Dar v-am vorbit așa, voi sunteți obosiți și eu sunt obosit, trebuie să vă spun. Că îmi spunea de ce nu vii la 5:30. Rămânem 6 la 6 pentru că a început activitatea la Stupină și eu am un proiect foarte mare la nivel național, pentru că o nouă tehnologie apicolă, deci altceva, și stau foarte tare cu telefonul, sunt cei care au Stupin și merg prin tehnologia mea, sunt interesat de spun la fiecare moment ce operații fac acolo. Și acum am început o activitate de aceea de simulare la Stupină și sunt ocupat. Da. Voi ați ocupat o poziție bună 6 la 8, să zicem așa, 8:30, cât o poziție foarte bună, că nu știu restul unde mă așez, pentru că eu voi avea tot timpul de loc. Dar voi găsi soluții. Da. Așa, ne oprim aici, dragilor. Pe curând. Pe curând, pe mâine seara, da? Da. Da, tu nu mai poți veni, nu? Nu, prietenii mei. Bine. Bine.